Turneul final al Cupei României la handbal masculin a făcut ca sala sporturilor din Brăila să fie neîncăpătoare. Vineri s-au disputat semifinalele. Prima dintre acestea a fost extrem de disputată. HC Dobrogea sub Constanța și CSM București au luptat de la egal la egal. Divizionarea secundă, cu experimentații Stănescu, Toma și Ciutura în componență, a condus în cea mai mare parte a disputei, dar a pierdut la limită cu 23-22. Steaua a învins clar Dunărea Călăraș cu 30-24 în cea de-a doua semifinală. Finala mică a fost adjudecată de HC Dobrogea sub Constanța, care a trecut cu 28-20 de Dunărea Călăraș. Finala mare dintre bucureștenele CSM și Steaua a reprezentat o confruntare interesantă. Echipa lui Zvonko Sundowski a reușit să se impună până la urmă cu 27-24. CSM București a cucerit Cupa României, care reprezintă primul trofeu al secției masculine a clubului.